Salut! Eu sunt Ecaterina. Astăzi vom rezolva un exercițiu cu probabilitate. Probabilitatea că în luna iulie va ploua este egală cu 2 cincimi. Determinați probabilitatea că în 2 din primele 3 zile va ploua. Deci, în 2 zile din 3. Inițial, eu voi calcula probabilitatea că în acea zi nu va ploua. P de A negat. Va fi egal cu 1 minus P de A. Respectiv, vom avea 1 minus 2 cincimi. 3 supra lui 5. Inițial, eu voi scrie prima zi, a doua și a treia. Acum, mie îmi trebuie ca în două din aceste trei zile să ploie. Poate în prima să plouă, în a doua da și în a treia nu. Sau posibil în prima da, a doua nu și a treia la fel da. Sau posibil în prima nu și în următoarele două da. Unde este plus, noi avem P de A. Și scriem deja probabilitatea finală. Unde e plus, la mine P de A, asta e 2 pe 5. Înmulțit cu. Unde e plus, la fel 2 pe 5. Înmulțit cu. Unde minus, deja vine 3 cincimi. Plus, trecem la următorul rând. Unde e plus, 12 lui 5. Înmulțit cu minus 3 pe 5 și înmulțit cu plus 2 pe 5. Plus și al treilea rând. Începem cu minus, asta e 3 pe 5, înmulțit cu plus 2 cincimi și înmulțit cu plus 2 cincimi. Și va fi egal mai departe cu 2 ori 2 ori 3, 12, pe 125, plus 2 ori 3 ori 2, 12 pe 125, plus 12 pe 125. Și noi obținem 12 plus 12 plus 12, 36 supra lui 125. Asta este răspunsul final. Sper că acest exercițiu a fost util pentru tine. Succes ție la matematică!